Rețelele de socializare au fost rapid invadate de mesaje împotriva înrolării. Tinerii s-au declarat împotriva recrutării în caz de război. Temerile de a fi chemați la arme au fost alimentate și de situația tensionată din Ucraina. Mă gândesc de nefericire. Și ce-ai face? Ai fi de acord? Nu. N-ai fi de acord? Păi de ce? Ținu-mi cont că ne jupai pe dat politic să mă duc să mă sacrific pentru țară. Unii dintre tinerii care sunt împotriva înrolării își motivează refuzul prin faptul că țara nu a făcut prea multe pentru ei, de aceea ei nu sunt dispuși să-și riște viața pentru țară. Și pentru că asemenea mesaje se înmulțesc de la o zi la alta, Ministerul Apărării Naționale a venit cu lămuriri pentru a pune capăt zvonurilor alarmiste, infirmând categoric faptul că există un proces de mobilizare a rezerviștilor sau de recrutare a tinerilor. Referitor la aprecierile privind capacitatea operațională a armatei sau implicarea României în vreun act militar pe teritoriul Ucrainei, Ministerul Apărării Naționale precizează că acestea sunt speculații și trebuie evitată căderea în capcana unui război psihologic. Armata României este în măsură să-și îndeplinească îndatoririle stabilite prin Constituție pentru asigurarea securității naționale și îndeplinirea obligațiilor internaționale asumate de România în plan militar. Ca membru a NATO, România ia toate măsurile conform deciziilor stabilite la nivelul Consiliului Nord-Atlantic pentru a fi pregătită să contribuie la realizarea obiectivului fundamental al NATO, apărarea spațiului comun aliat, se arată în comunicatul MAPN.